Ziua păcălelilor este o tradiție veche care are loc anual pe 1 aprilie. Istoria ne-a lăsat până acum farse memorabile. Deși originele exacte sunt un mister, această tradiție este sărbătorită de secole. Dacă la noi este pe 1 aprilie, spaniolii țin ziua pe 28 decembrie. Dar cu mai multe detalii vine acum colegul meu, Felix Damian, editor al FNews. Bună dimineața, Felix! Bună dimineața, Maria! Cum a început ziua păcălelilor? Se crede că această zi a păcălelilor de 1 aprilie a început în 1582 în Franța, odată cu schimbarea calendarului iulian în cel gregorian. Anul nou se mutase de pe 1 aprilie pe 1 ianuarie. Cei care nu știau asta sau refuzau să accepte schimbarea erau ținta glumelor, fiind numiți April Fools sau păcăliții de luna din aprilie. Unii chiar aveau pe spate sau li se punea un pește din hârtie care simboliza naivitate. Ce farse memorabile s-au întâmplat de-a lungul timpului? De-a lungul anilor au fost, cum îți poți imagina, multe glume celebre, cum ar fi recolta de spaghetti din Elveția, anunțată chiar de BBC în 1957, sau un articol în Sports Illustrated despre Sid Finch, un jucător fictiv de baseball. Taco Bell a pretins în 1996 că a cumpărat Liberty Bell, iar Burger King a introdus în 98 un Whopper pentru stângaci, păcălind astfel mulți clienți. Și Google este cunoscut pentru glumele sale de 1 aprilie, a oferit de pildă o căutare telepatică la jocul Pac-Man pentru Google Maps, iar farsele clasice, precum învelirea toaletei cu folie de plastic sau schimbarea zahărului cu sarea, rămân desigur păcălelile cele mai la îndemână pentru cei care vor să le facă astăzi. Și înțeleg că spaniolii păcălesc în altă zi a anului. De ce mai exact? Dia de los Inocentes se numește, sau Ziua Nevinovaților, este echivalentul spaniol al Zilei Păcălerilor și se ține în fiecare an pe 28 decembrie. Este o zi de asemenea marcată tot așa prin farse și glume între prieteni și membrii familiei, similar cu 1 aprilie, și în această zi este comun această practică chiar și în mass media sau pe rețelele de social media să apară tot felul de zvonuri sau informații falsificate cu scopul de a provoca un zâmbet pe fețele tuturor. De asemenea, tradiția vorbește și de felul în care oamenii pe vremuri lipeau pe spatele unora figurine din hârtie cunoscute sub numele de monigotes, fără ca aceștia să știe că sunt ținta unei farse. Mulțumesc, Felix!